Bună dimineața tuturor! Începem a doua săptămână a toamnei cu dreptul, cel puțin din punct de vedere al vremii. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât în mod normal la această dată. Vom avea și ceva ploi anunțate mai cu seamă în vestul țării și la munte, atât după amiaza cât și noaptea. Soarele va fi generos atât mâine cât și miercuri, așadar ne așteaptă o săptămână frumoasă de tot. Începem să vorbim despre partea de nord-vest a țării, în zona Maramureșului, unde, după cum vedem, uitându-ne la hartă, precipitații, atât în satul mare, cât și în Baia Mare, ceva intensificări ale vântului, avem o maximă cuprinsă între 27 și 28 de grade. Situația asemănătoare în Crișana, unde norii vor fi activi, se anunță ploi atât în Oradea, cât și în Arad, cu următoarele temperaturi, 26 de grade în Arad, 27 în Oradea. Nu scăpăm de precipitații nici în Banat, ele nu vor veni singure, vor fi însoțite de intensificări ale vântului, atât în Timișoara cât și în Reșița, cu o temperatură maximă ce va ajunge până la 25 de grade în Reșița, 27 în Timișoara. Trebuie să anunță o vreme foarte frumoasă în Oltenia, cu temperaturi ce au urcat în comparație cu zilele trecute, fără ploi, cer variabil spre senin, cu 27 de grade în Târgu Jiu, 28 de grade în sud, atât în Craiova cât și în Slatina. Haideți să vedem cum va fi vremea în Transilvania. Ei bine, după spusele meteorologilor, sunt așteptate ceva precipitații și intensificări ale vântului la munte. Va ploua de asemenea în Brașov, un pic în Sibiu, înspre seară, dar și Deva, atât după amiaza cât și seara. Temperaturile sunt următoarele. Avem 27 de grade în Bistrița, 29 în Alba Iulia, 26 de grade în Sfântul Gheorghe. Dacă săptămâna trecută anunțam că locuitorii Moldovei vor avea nevoie de umbrele, ei bine, astăzi, după cum vedem, vreme foarte frumoasă, un cer variabil spre senin, vântul care va sufla slab până la moderat, avem 25 de grade în Suceava, iar în special în sudul teritoriului, o vreme foarte frumoasă, cu o temperatură maximă, ce va ajunge până la 30 de grade, atât în Focșani, cât și în Galați. La mare, după spusele meteorologilor, o vreme foarte, foarte frumoasă, în continuare, soarele este generos, ține cu noi, vântul va sufla și aici slab până la moderat, nu se anunță precipitații, avem 30 de grade în Tulcea, 28 în Constanța. Să vedem dacă suntem la fel de norocoși și în Muntenia. După cum vedem, am scăpat de precipitațiile alea urâte de pe hartă. După cum vedem, soarele este alături de noi. Astăzi, vântul va sufla și aici, slab până la moderat. În Târgoviște vor fi astăzi 28 de grade, iar în Giurgiu 30. În capitale de dimineață se înregistrau 18 grade, iar maxima zile va ajunge până la 30 de grade. Momentan este destul de înnorat în capitală, însă pe parcursul zilei va ieși soarele. Cam atât despre vreme. Eu vă doresc un început de săptămână excelent.